Iată-ne din nou pe calea undelor, împreună în prezența Tatălui nostru din ceruri, în prezența Fiului Său, Domnul nostru Isus Hristos, prezența Cuvântului Său, Duhul Său Sfânt care ne animă, ne atinge inima, ne mângâie, ne vorbește și ne încurajează. Sperăm că și îngerii Săi sunt prezenți alături de noi, și toate sufletele sincere care s-au adunat în această seară pentru a înțelege mai mult din valoarea cuvântului, mai mult din dulceața chemării lui Dumnezeu, acum pe ultima sută de metri, înainte de a se închide ușa Harului. Marile provocări care vin peste umanitate sunt foarte vizibile, prieteni. Este clar că cei care conduc lumea în acest moment au propria lor direcție, propria lor perspectivă, nu se vede clar că nu țin sau nu iau în calcul și opinia unui eventual Dumnezeu prezentată în Scriptură, nu? opinia lui Dumnezeu, voința sa extrem de distinsă și lăsată cu clar viziune de cristal în Sfânta Scriptură. Deci, pentru că trăim un divorț total față de autorul, creatorul planetei noastre, autorul umanității, sigur că eșecul va fi pe măsură. Asistăm neputincioși la demonstrația de forță care are ca scop intimidarea. Oamenilor, prinși, dacă vreți, ca în abatorul globalizării, nu? Ca și animalele care sunt duse la măcelărie, care își simt inevitabil că sfârșitul este aproape, tot așa și noi, oamenii, simțim în mod inevitabil că sfârșitul lumii în care trăim, sfârșitul vieților noastre este aproape. Lumea care până ieri visa, ca să trăiască pe planeta Pământ, să facă din planeta albastră un vis frumos, care era, de fapt, visul oricărui om. Iată că această planetă albastră a devenit coșmarul unei majorități periculos de inutile pe Pământul acesta. Noi, oamenii, suntem o greșeală că existăm și bineînțeles că milionul de aur sau elita de aur dorește dispariția noastră. Zilele noastre de libertate pe calea undelor, pe internet, prin e-mail, prin telefon, sunt numărate prietenii. Timpul nostru de exprimare liberă este aproape de final. Numărătoarea inversă a început. Însă, de data aceasta, întâlnirea anuală de la Davos, vreau să scot în evidență ce s-a întâmplat săptămâna trecută, a avut un caracter mult mai privat decât cel de anul trecut sau din anii trecuți, dacă vreți. Helicoptere, soldați, mitraliere, zona încercuită, până în dinți, o societate de civili intimidată de exercițiu de forță manifestat de elita de aur. Evident că există rațiuni pentru care televiziunile independente sau alți factori de mediatizare a informațiilor care n-au nimic de-a face cu trendul oficial au fost respinse, li s-a interzis prezența minciuna nu numai că funcționează în continuare, prieteni, dar și crește în intensitate. Omenirea este gata să se predea. Viața pe pământ a devenit din ce în ce mai neprimitoare și chiar incomodă. Și totuși oamenii mai speră. Întrebarea mea este, speră la ce, prieteni? Lumea a devenit un lagăr de concentrare fără garduri. Verdele de paradis Va deveni în cele din urmă verdele de Paris? Afacerea Green Deal sau afacerea verde pe care o agită lumea politică și lumea științifică astăzi se va dovedi fatală pentru umanitate. Afacerea verde nu este altceva decât verdele de Paris, o travă care va prăbuși calitatea vieții sociale și va întoarce lumea, umanitatea, în evul mediu. Dacă pământul acesta mai este de locuit, atunci numele lui este Babilonul cel mare. Pământul, da, devine Babilon cel mare, care a devenit locașul orică, oricărei păsări necurate. Pământul zace în sărăcie, nedreptate socială și tot ce este mai rău și mai mizerabil. Nu se mai poate face nimic, prieteni. Cei care luptă pentru salvarea planetei luptă pentru o cauză care deja a fost pierdută. Dincolo de acest clișeu dezcurajator, privim peste de deal peste dealul suferințelor, peste dealul credinței, privim la Ierusalimul Ceresc care se pregătește să primească pe cei care mai sunt bine intenționați pe pământ și care își mai doresc mântuirea. Primesc mesaje de la oameni. Frate Lividu, crezi că Dumnezeu va îngădui ca toată lumea să moară? Am răspuns, dragii mei, prieteni, oamenii mor în fiecare secundă pe planetă. S-a murit în trecut, se moare în prezent și se va muri în viitor. Au murit și vor mai muri oameni, dacă vreți. Pentru că Pământul însuși devine un cimitir planetar. Ideea nu este moartea. Ideea este cum ne surprinde acest moment. Problema nu este moartea. Moartea nu este un impediment pentru Dumnezeu ca să ne readucă la viață. Moartea este un impediment pentru mântuirea noastră în momentul în care moartea înviață un caracter care nu este matur, nu este suficient de calibrat pentru a reflecta pe deplin imaginea chipului minunat al Domnului nostru Iisus Hristos uh, pentru părăția cerului. Există o declarație pe care vreau să o reamintesc pentru că tot facem un exercițiu de memorie. Eu cred că cel mai frumos lucru care ni se poate întâmpla în viața aceasta este, prieten să memorizăm versete biblice care la anagie ne vor folosi. Mi-aduc aminte în 1986-87 când am intrat în acea zonă de lucru, câmp forțat pe vremea lui Ceaușescu. Mi-aduc aminte că toate Bibliile fuseze confiscate. Și eu am venit cu una micuță, mi-au luat-o imediat și în contextul ăla îmi dădeam seama atunci, bă, ce important este să memorizezi versete biblice pentru zile negre, pentru zile ca acestea când Biblia ți se confiscă și nu mai ai la îndemână. Dragii mei prieteni, de aceea vreau ca în această seară să facem acest exercițiu de memorie și din nou să citim aceste cuvinte extraordinar de strălucitoare de pe paginile Scripturii în Matei, capitolul 24, versetul 22, cuvinte ale Mântuitorului nostru, cuvinte ale Domnului Hristos, care sunt atât de simple, atât de coerente, încât nu merită nicio formă de alterare a înțelegerii acestor versete biblice. Mântuitorul a spus-o foarte clar, și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Iată că Domnul Hristos ne prezintă în acest verset 22 din al 24-lea capitol al cărții lui Matei câteva lucruri care pe mine mă fac să înțeleg că totuși lumea așa nebună cum este, mărșeluind spre pierzare, este sub monitorul lui Dumnezeu și nimic Nimeni nu va putea trece peste mâna care se va ridica din partea Tatălui ceresc și va spune până aici. Ce înțelegem din în acest verset biblic? Hai să facem puțin analiza textului. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Prima idee care se evidențiază în acest verset este că cineva intervine să strice planurile. Davosului. Deci zilele vor fi scurtate. Bun, oamenii de la Davos nu vor scurta zilele, dar Dumnezeu va interveni să scurteze zilele. Deci prima idee care reiese în acest verset biblic este că cineva intervine să strice planurile prin scurtarea zilelor. Nu? Atunci când vorbim de scurtarea zilelor, vorbim de un fenomen practic supranatural și neexplicabil care va compresa timpul. Nimeni nu crede în compresarea timpului la ora actuală, numai cei care cred în science fiction. Și totuși Dumnezeu, care dă dimensiuni Universului așa cum vrea El, poate să compreseze timpul în mod inexplicabil. A treia idee din acest verset poate să aducă la o concluzie de genul, deși cei de la Davos au un plan de gen face să fie omorâți toți cei care nu vor primi semnul fiare pe mână sau pe frunte, nu? Totuși, Dumnezeu va interveni. Dumnezeu are un motiv bine definit din ce pricină intervine El ca să scurteze zilele. Și răspunsul este chiar în componența acestui verset biblic: Cei aleși, ca cei aleși să fie salvați. Aici intervine obiectivismul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu dorește ca cei aleși ai Săi să fie exterminați și să fie omorâți. Din pricina aceasta Dumnezeu va scurta zilele ca să poată salva pe cei aleși. Mă sigur că alegerea asta are și ea o doză de obiectivitate, dar înainte ca să intervin în acest subiect cu privire la alegerea lui Dumnezeu și criteriile pe care Dumnezeu alege viața, vreau să citesc un verset din Apocalipsa 22, ultimile versete în genere, ultimile fragmente ale Scripturii. Și Duhul și Mireasa zic vino și cine aude să zică vino și celui ce îi este sete să zică vino și cine vrea să ia apa vieții fără plată să vină, nu? Deci iată un apelativ al lui Dumnezeu pe care Dumnezeu lasă pe pagina Scripturii spre sfârșit. Dacă auzi cuvântul vino, repetă-l și tu. Nu numai că accepti invitația, dar vei deveni ecoul și portvocea lui Dumnezeu pentru oamenii mai departe de tine care n au avut acces la scriptură. Aici intervine, spuneam, obiectivitatea lui Dumnezeu. Cei aleși să meargă la cer nu sunt prinși cu arcanul ca pe vremea regilor africani care vindeau, vindeau uh, proprii conațional uh, europenilor ca sclavi, nu, pentru banii. Dumnezeu nu bagă în șer cu forța pe nimeni. Există un principiu al reciprocității, dacă vreți, care se aplică teologiea acesteia. Noi acceptăm și alegem pe Dumnezeu și calea cerului, iar El, la rândul Lui, Dumnezeu ne alege pe noi. El devine alesul inimii noastre și noi devenim alesul inimii Lui. Aici intervine voința liberă și conștiința omului, care dorește ceva, Vrea ceva și investește efort în acel ceva pentru a-l obține. Mi-aduc aminte, eram în, în Canada în 2002-2003, nu mai rețin exact, și mi-aduc aminte că fostul apărător al poporului sau, mă rog, avocatul poporului, domnul Ciorbea, venise făcut o vizită undeva în zona Ontario, eram în Kitchener, și se adunaseră acolo oameni de cea mai înaltă elită din diferite biserici tradiționale române. Era un reprezentant al bisericii prietenilor noștri din biserica ortodoxă, teologia ortodoxă. Era un reprezentant din partea bisericii greco-catolice, era un reprezentant din partea bisericii baptiste și mai multe evangeliști, reprezentanții bisericilor pentecostale și toată aceasta era o diaspora, o comunitate românească invitată de fapt factorul politic ca să dea un vot de credibilitate pe vremea aceea domnului Ciorbea, care, dacă mi-aduc aminte, se pregătea să devină uh, primul ministru al României. Între timp uh, au tras de mine fiind singurul adventist care vorbește românește pe vremea aceea și am participat și eu la această extraordinară uh, uh, Prezentare cu caracter pseudopolitic, un fel de: Hai să ne uitim, unim toate religiile ca să-l votăm pe domnul Ciorbea să aibă mai multă putere în diaspora. Factorul religios era invitat în lumea sau în arena politică pentru a-și arăta mușchii și a oferi oamenilor o demonstrație de forță că atunci când oamenii religiei se unesc pot să facă o treabă bună. M-am numărat și eu printre ei, am făcut câteva declarații, bineînțeles, care nu au fost neapărat convenționale, dacă vreți, în contextul respectiv, dar ceea ce m-a surprins în declarațiile prietenilor care mă înconjurau era un moment dat că unul dintre ei se ridică și spune Poporul român este atât de bun, este atât de nemaipomenit, este atât de credincios, încât Dumnezeu va băga toată națiunea e, românească în împărăția celui. Mă întorc lângă prietenul meu scump și drag, care era un coleg, și îi spun pe nume, mă adresez pe nume dumnealui, zic, auzi mă, frățioare, scump, și am sus puncte, puncte, numele, zic, bă, ce dai tu har la oamenii? în lumea asta, dar ăsta te-a trecut, ăsta bagă oamenii în ceruri pe națiuni. Uh, vedeți dumneavoastră, dragii mei prieteni, uh, cercurile creștine întâmpine probleme cu privire la voința liberă. Inabilitatea omului de a-și controla sau chiar accesa voința proprie sau chiar spiritul de critică constructivă pentru a gândi liber. Există multe motive bine întemeiate cu privire la bătălia sau bătăliile pe care știința prezentă le dă împotriva conștiinței libere, voinței personale, manifestate în mod puternic și a spiritului critic chiar, care este specific omului liber. Odată ce voința omului, dragii mei prieteni, este frântă, formarea caracterului este o chestiune formală, este o chestiune de tip, caracterul individului, nu? odată ce trăiește experiența unei voințe frânte, va deveni imaginea sistemului. Cum am ajuns aici? Răspunsul la ideea distrugerii puterii de voință, faptul că societatea este manipulată și nu mai putem să avem repere morale, faptul că nu mai putem distinge și filtra informația, faptul că acceptăm orice lătură informațională care se dă pe canalele oficiale, acelor care sunt plătiți ca să mintă, pe bani frumoși, asta ne duce la, sau mă duce cu gândul, la un scenariu care a început. În 1953. Bineînțeles că pe vremea aceea Belt Bertrand Russell uh, avea. Concepea sau scria cartea The Impact of Science on Society, impactul științei asupra societății. Și ce spunea dumnealui pe vremea aceea, bineînțeles, avea să se materializeze mai târziu. El spunea, într-o generație, rețineți, expresia într-o generație este de mai multe ori folosită în contextul acestei cărți. În 1953, când apare cartea, sigur că el a gândit-o și a meditat-o. Este cartea, este efectul sau fructul sau rodul unei discuții, unei ambianțe cu mai mulți uh, uh, politruci și chiar oameni de știință din clubul de la Roma, el spune așa: Dieta, injecții și ordonanțe. Ordonanțe de urgență, ordonanțe de așa, legi. Dieta, injecțiile și ordonanțele se vor combina. De la o vârstă foarte fragedă, pentru a produce genul de caracter, genul de convingeri pe care autoritățile le consideră de dorit, în timp ce orice formă de critică serioasă, nu, sau critică constructivă, la adresa puterilor existente, adică ale sistemului, când tehnica va fi perfecționată, fiecare guvern. Care a fost responsabil de educație pentru o generație, va putea să-și controleze subiectii fără probleme, fără a mai avea nevoie de armate sau polițiști. Eu cred că acea generație s-a împlinit undeva, 2019-2020, tehnica a fost perfecționată. Fiecare guvern de pe planeta Pământ a avut de educat o generație. În tăcere. Când au dat hotărârea zice că toți acești subiecti au fost controlați fără probleme, fără să aibă nevoie de armată. Deci subiecții pot fi controlați. De aceea, prieteni, astăzi avem de a face cu o societate care este atât de blajină, imposibil de a fi convinsă, resuscitată moral de orice formă de argument sau orice dovadă care îi s-ar prezenta în față. În 1887, o pană inspirată, o femeie în vârstă, spunea cu mult, bineînțeles, 1887 versus 1954 sau 53, sunt o groază de ani, nu? Această pană inspirată spunea, îngăduința apetitului, adică dieta, nu? Exact ce spunea Russell, îngăduința apetitului și a pasiunii pervertite a stăpâni peste lume de la greșeala lui Adam. Dumnezeu a văzut că era imposibil pentru om să învingă prin propriile sale forțe, cu puterile sale morale slăbite. El ar putea exercita toate capacitățile naturii sale, și totuși, fără ajutor divin, el ar putea fi doar biruit. Dar ajutor a fost acordat celui care este puternic să mântuiască, adică Domnul Hristos. Eforturile omului și puterea lui Hristos îl vor face biruitor. Imaginea morală a lui Dumnezeu va fi restaurată în caracterele acelora care îi slujesc. Semnele timpului. 1 decembrie 1887. Deci iată, prieten, puterea de voință a fost sinta marii propagări sau propagande educaționale a întregului sistem global. Domnul Bertrand Russell, mă întorc la el, spune Propaganda educațională cu ajutorul guvernului ar putea atinge acest rezultat într-o generație, adică 50 între 50 și 70 de ani. Există totuși două forțe puternice care se opun unei astfel de politici. Este religia iar cealaltă este naționalismul. Am mai făcut o declarație de genul ăsta, cel puțin un an, un an jumate în urmă, când prezentam un alt subiect similar cu acesta, dar repetiția este mama învățăturii. Dragii mei prieteni, religia și naționalismul, cei care sunt îndrăgostiți de Biblie, și cei care sunt îndrăgostiți de țara lor, de patria lor, de pământul lor și așa mai departe. Acestea sunt cele două elemente de opoziție care trebuie să repudiate sau respinse. Din nefericire vedem această persecuție împotriva religiei, prin toate formele de propagandă de distrugere a familiei creștine, prin toate formele de persecuție și de îngrădire a libertăților celor care gândesc și au dreptul să se închine lui Dumnezeu și Domnului Hristos și să accepte sau să facă din Biblie călăuza sau compasul moral al vieților. Există o persecuție împotriva aceastora și bineînțeles că din perspectiva politică există o persecuție împotriva celor care își iubesc țara, națiunea, poporul, limba și cultura. Când merge puțin mai departe, Russell spune, concluzia mea este că o societate științifică, atenție, o societate științifică poate fi stabilită sau stabilă doar în anumite condiții. Primul este un singur guvern al lumii întregi. Deci omul acesta spunea că știința sau societatea științifică poate controla lumea numai în contextul în care această lume uh, va avea un guvern mondial. Iată ne dragii mei prieteni la o profeție făcută de Russell în 1953 cu privire la Organizația Mondială a Sănătății. Nu este altceva decât societatea științifică, nu? Organizația Mondială a Sănătății este acea societate științifică de care domnul Russell spunea, numai că Organizația Mondială a Sănătății va avea putere numai în anumite condiții, când vom avea pe tavă sau pe tapetul uh, politic sau geopolitic al planetei un singur guvern mondial, care va deține, bineînțeles, monopolul forței armate și, prin urmare, va fi capabil să impună sau să pună în aplicare pacea lumii. Dragii mei prieteni, toate astea sunt acasă. Tot ce a spus nenea ăsta în această declarație se împlinește. Întrebarea este cum stăm noi ca oameni creștini care ne pregătim pentru revenirea Domnului Hristos, cum stăm noi, dragii mei prieteni, cu Puterea noastră de voință. Unul dintre cele mai extraordinare texte sau declarații de părtășie, de încurajare, le-am găsit într-o carte care se intitulează Calea către Hristos, pagina 47, paragraful 1, bineînțeles versiunea engleză. Mulți își pun întrebarea cum să mă predau pe mine însumi lui Dumnezeu, în timp ce toată lumea merge în carosol, caruselul morții, în timp ce toată lumea urmează minciuna expandată la maxim. Întrebarea este, eu ce fac? Eu cu mine, cu destinul meu, cu viața mea, ce fac eu? Dorești tu să te predai lui Dumnezeu? Pune întrebarea această carte. Dorești tu să te predai lui Dumnezeu? Dar ești slab. N-ai destulă putere morală, ești rob îndoielilor și stăpânit de obiceiurile vieții tale păcătoase. Făgăduințele și hotărârile tale sunt asemenea unor funii de nisip. Toate promisiunile noastre de la începutul anului se prăbușesc one by one, una câte una. Eu personal cred că singur nu pot controla și stăpâni gândurile, impulsurile și simțămintele. Amintirea fără de legilor, nerespectate, nu? păcatelor pe care le-am făcut în trecut, vin înapoi și mă fac să, mă, să devin prizonier al propriilor amintiri amintirea făgăduielilor nerespectate și angajamentelor, promisiunile pe care le-a făcut înaintea lui Dumnezeu, sunt neîmplinite. Toate acestea slăbesc încrederea mea, în propria mea sinceritate și mă face să cred că Dumnezeu nu mă poate primi. Și pana inspirată spune, dar nu trebuie să deznădăjduiești. Ce trebuie să înțelegeți este adevărata putere a voinței. O oh, mare lucru. Dacă oamenii ar înțelege adevărata putere vo a voinței, aceasta este puterea care va, care va guverna și guvernează întreaga natură a omului, prieteni. Puterea de voință e aceea de a lua hotărâri și de a face alegeri. Totul depinde de dreapta lucrare a voinței, de corecta întrebuințare sau funcționalitate a voinței. Dumnezeu a dat oamenilor puterea de a alege. Datoria lor este aceea de a exercita această putere de voință, putere de a alege. Nu stă în puterea noastră să ne schimbăm inima și nici să ne predăm lui Dumnezeu simțămintele, dar putem alege să-i slujim, putem să-i dăm viața, atunci el va lucra în noi și voința și înfăptuirea după buna sa plăcere. În acest fel, întreaga noastră ființă, prieteni, va fi adusă sub controlul Duhului lui Hristos. Simțămintele noastre vor fi atunci îndreptate numai spre El, iar gândurile vor fi a, în armonie cu Mântuitorul nostru, Isus Hristos. Dragii mei, elita de aur s-a adunat la Davos, mă întorc un pic săptămâna trecută, ca să continue cea de-a patra revoluție industrială, prieteni. Dictonul în care această poezie a rămas și-a răpit zâmbetul de pe buzele tuturor oamenilor, nu veți deține nimic, dar veți fi fericiți. Acest dicton este diapazonul, este marea tranzacție, marea operație împotriva căruia nu se poate opune nimeni. Nu veți deține nimic, dar veți fi fericiți. Pentru mine sună ca pe vremea colectivizării, nu e așa? N-ar trebui să ne surprindă și să surprindă pe nimeni aceste vorbe. Scriptura, de fapt, prieten dezvăluie uh, aceste intenții intențiile unor astfel de minți bolnave, în Cartea Evreilor, capitolul 10, ni se relatează intențiile finale ale marilor bogătași ai planetei înainte de venirea Domnului Isus Hristos. Iată ce ne spune Evrei, capitolul 10, versetul 34. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Wow! Ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care va dăinui sau dăinuiește. Dragii mei prieteni, spuneți-mi sincer, care este rata de credincioșie manifestată în rândurile fraților noștri în contextul unui astfel de examen? Ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care dăinuiește. Asta se întâmplă, asta se pune la cale la Davus. răpirea averilor voastre. Iar noi creștinii care și așa ne pregătim pentru o lume mai bună primim cu bucurie răpirea averilor noastre pentru că noi știm că în ceruri Dumnezeu ne-a pregătit o avere sau o avuție mai bună decât asta de pe pământ unde molima, șoarecii... Liliecii și așa mai departe, mă rog, mănâncă tot. Cine hotărăște răpirea averilor noastre? Frățiorii noștri scumpi de la Davos. Fratele de la Davos va da la moarte pe fratele de la rugăciune. În Apocalipsa, capitolul 18, versetul 3, ni se spune: Pentru că toate neamurile au băut din vinul curviei ei și împărații pământului au curvit cu ea și cu negustorii sau businessmenii, oamenii de afaceri au curvit cu ea, cu negustorii pământului și s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Apocalipsa 18 cu versetul 11 spune în continuare Negustorii pământului acum, când vine și intervine Dumnezeu, o plâng pe cine? Pe femeie. O plâng pe cetate, o plâng și o jeles pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa. Imaginați-vă dumneavoastră ce se va întâmpla cu China, când nimeni de pe pământ nu îi va mai cumpăra marfa. Apocalipsa 18 cu 23, un alt verset din același capitol spune Lumina lămpii nu va mai lumina în Babilonul cel Mare. Nu se va mai auzi în tine glasul mirelui și al miresei, pentru că negustorii tăi erau mai mari pământului, pentru că toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta. Dacă mi-ați permite, dragii mei prieteni, aș dori ca să traduc aceste trei versete într-un limbaj mai contemporan și să schimb anumite cuvinte care au o doză de arhaism cu niște cuvinte care sunt acasă, sună acasă pentru generația tânără, generația iPhone-ului, generația celor care sunt pe internet, generația care găsești mai toată ziua pe platformele uh, virtuale. Pentru că toate națiunile au băut din vinul mâniei curviei ei și președinții sau conducătorii țărilor de pe pământ au curvit cu ea, cu femeia și cu Roma, și oamenii de afaceri ai pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Oamenii de afaceri ai planetei acum, sau businessmenii, dacă vreți, o plâng și o pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa. Lumina lămpii nu va mai lumina în tine și nu se va mai auzi în tine glasul mirelui și al miresei, pentru că oamenii tăi de afaceri erau mai mari pământului, pentru că toate națiunile au fost înșelate de farmachia ta. Acolo spune în text vrejitoria ta. Dragii mei prieteni, ce adevăr mai mare putem să descoperim decât declarația pe care o face Domnul Hristos în Apocalips 18 cu versetul 23? Lumina lămpii nu va mai lumina în tine, deci ești complet întunecat. Pentru că oamenii tăi de afaceri, ăștia te-au vândut, nu? Erau mai mari pământului, ăștia nu-i controla nimeni. Pentru că toate națiunile, toate țările au fost înșelate să cumpere un produs care și acum stau cu milioanele și nu știu unde să-l depoziteze că e prea mult și ca să-l dai la alții în vene iară nu mai funcționează? Și au fost înșelate, spune Biblia, cu vrăjitoria ta, adică vrăjitoria în limba greacă, zică farmachia ta. Nu observați dumneavoastră că declarațiile astea sunt mai acasă ca niciodată? Nu? Mai mari pământului, oamenii de afaceri, erau mai mari pământului. Deci nu numai că făceau comerț, aveau un capitalism din asta, de gen liberal, dar aveau și puterea politică ca să se păstreze numai pe ei înșiși bogații lumii. Pentru că toate națiunile au fost înșelate de farmacia ta sau vrăjitoria ta. Spuneți-mi dumneavoastră, oameni de afaceri, mai mari pământului, farmacia toate aceste trei detalii sunt o simbioză, într-o simbioză extraordinară și care fac jocul puterii Romei și care conduc lumea în culise și așa mai departe. Oameni de afaceri, mai mari pământului, națiunile au fost păcălite, adică oamenii, popoarele, au fost păcălite de vrăjitoria sau de farmacia sau de farmacia ta. Opinia mea, dacă auzi chemarea Domnului, transmite-o mai departe. Fii ecoul cuvântului lui Dumnezeu. Creștinul din nefericire nu redă mai departe chemarea vino și ci cine aude să vină și cine vrea să bea din apa vieții să vină să bea fără plată. Prieteni, toți ne întrebăm dacă suntem acea generație în care generații surprinsă de revenirea Domnului Hristos. Dacă această generație este generația, numai Dumnezeu o știe. Ce pot să vă spun este spre final, este Căci Duhul și Mireasa zic vino și cine aude să zică vino și cine vrea să ia din apa vieții să vină să fără plată, să vină să bea fără plată. Prieteni, nu numai că mergem să bem din apa vieții, nu numai că auzim glasul vino, dar și noi trebuie să fim ecoul acestui glas și să transmitem mai, mai departe, Vino. Dacă vrei să vii să bei din apa vieții, dacă vrei să vii la Hristos, vină! Noi ca și creștini care așteptăm pe, reveni, pe Domnul Iisus Hristos, pe Nuricelui, noi trebuie să spunem din toată inima, cu toată bucuria, vină! Dacă suntem noi generația, dacă generația de astăzi este generația, aceea care o va întâlni pe Domnul Hristos depinde de noi. Știți, există o declarație în Daniel, capitolul 2, versetul 44, dacă mă înșel, în zilele acelor regi sau în zilele acelor președinți, în zilele acelor împărați. Această declarație este unul de cele mai semnificative concepte profetice, prieteni, prezentate de Cuvântul lui Penseu. Dacă suntem capabili să descoperim misterul acestui timp profetic, atunci putem ști dacă generația noastră este generația. Dacă putem încadra timpul și evenimentele legate de această profeție, putem ști că această generație este generația care îl va vedea pe Domnul Hristos. Ce privilegiu și ce responsabilitate uriașă putem avea în zilele acestor regi sau în zilele acestor președinți. Dumnezeu Cerului! va întemeia o împărăție care nu va fi distrusă niciodată. În ceea ce noi ca studenți ai Bibliei putem observa în contextul sociopolitic global este că mentalitatea materialistă care caracterizează comportamentul liderilor lumii le-a orbit ochii cu privire la religie. Noțiunea de religie astăzi, prieteni, noțiunea de Dumnezeu nu reprezintă nimic pentru acești oameni. Aproape fiecare element uman, decizional, implicat în viitorul lumii, adică mai toți conducătorii, nu au nicio considerație față de religia scripturii sau față de Dumnezeu însuși. Însă, va veni un zi, prieteni, când elita aceasta de aur va epuiza toate alternativele, toate probabilitățile, toate formalitățile științifice. Va veni o vreme când acești oameni de aur în mașini negre, vor observa că toate eforturile nu vor putea salva planeta de la o intervenție care este supranaturală în dimensiune. Atunci, Matrixul, care l-au creat, va pieri. După cum evreii doreau să salveze Templul, elita de aur va dori să salveze ceea ce deja este sortit pe uh, și distrugerii, planeta Pământ. În dorința lor disperată de a salva planeta, Templul, care este lumea lor, se vor întoarce la religie. Dar prietenii, cei de la Davos nu vor o religie a scripturii. Ei uh, nu vor se vor întoarce la o religie care să-i să să facă să recunoască pe Dumnezeu adevărat, ci vor apera la o religie convenabilă circumstanțelor. Da? O religie convenabilă circumstanțelor. rol, religie de gen Cain, pentru a regla conturile între știință și religie și pentru a satisface și a aduce pace în liniștea și în conștiința individilor. Asta este religia lui Cain. O religie circumstanțială, un neprobamat care face bine și liniștește mintea pentru moment. Nimic nu le va da pace. Davosul și Vaticanul. Regii, regii, președinții și femeia, președinții și papalitatea vor iniția o mișcare isterică, fanatică, cu iz de religie care va stimula gândirea la o soluție care nu va face decât un foc de paie. Deși religia pentru ei se traduce ca fiind dovada unei slăbiciuni umane, acum văzându-se forțați de circumstanțe, prieteni, se vor zmeri în aparință cu zmerenia lui Saul, care a adus o jertfă neautorizată și ca urmare a mustrării lui Samuel vor rupe mantia profetului în felul acesta, rupând, dacă vreți, împărăția de la ei. Așa cum Saul s-a agățat de mantia profetului, tot așa și cei de la Davos se vor agăța de mantia lui Dumnezeu. Vor cere iertare, vor promova un sabbat fals care va împăca și capra și varza. În mintea lor, degehazi, vor încerca să păstreze avantajele economice, în timp ce vor încerca să-l calmeze pe Dumnezeu. Prin aceasta, prieteni, ei vor dovedi că nu doresc un Dumnezeu al Universului care să le fie Domn al vieții lor. Și doresc, sau dacă vreți, doresc un fel de idol, de piatră sau de bronz pe care să-l folosească ca o carte de credit, dacă vreți, când au nevoie de el sau eventual să-l manipuleze pe Dumnezeu cum vor ei în cazuri de nevoie. Dumnezeii aceștia pe care Davosul îi are sunt, și pe care îi folosește sunt ca o sperietoare de păsări într-un ogor de castraveți. Nu vorbesc, sunt duși de alții pentru că nu pot să meargă. Nu vă temeți de ei că nu pot să facă nici bine, nici rău, nu sunt în stare să facă niciun bine. Așa spunea Ieremia, capitolul 10, versetul 5, despre toți acești Dumnezei cărați, aduși și duși la Davos. După cum zice Daniel, în zilele acestor președinți de la Davos, împărăția se va rupe de la ei, așa cum s-a rupt de la Saul, și vor plânge ca și Saul, vor fi respinși ca și Saul, vor face aceleași lucruri pe care Saul le-a făcut și vor urmări pe David și urmașii lui. Noi suntem sau nu suntem parte din acea generație care va fi generația, generația care va întâlni pe Domnul Hristos pe norii cerului. Nu a existat niciodată un moment în care acest verset să, fie, să aibă atâta semnificație și atâta impact. Domnul Isus Hristos vine în curând, prieteni. Vremurile se schimbă rapid. Puterea stipulată de Apocalips, capitolul 13, care are coarne asemănătoare cu ale unui miel, capătă din ce în ce mai mult vocea unui balaur. Putem găsi multe voci, prieteni, curajoase, care au tăria să stea în fața publicului și să-și exprime preocupările legitime cu privire la schimbarea tonului acestei țări în raport cu restul lumii. Iată un exemplu. Nimeni nu știe mai bine despre pericolul comunismului decât supraviețuitorii Partidului Comunist Chinez. Suntem supraviețuitorii Revoluției Culturale. Suntem supraviețuitori ai mulțimilor de masacre sau mulțimilor masacrate. Suntem supraviețuitorii lagărului de concentrare pentru muncă forțată și, în final, suntem supraviețuitori ai genocidului. Și știm că singurul lucru mai rău decât PPC, Partidul Comunist din China, este Partidul Comunist din America. Nimeni nu înțelege mai bine decât noi pericolul comunismului. Își încheia domnișoara studentă prezentarea. Partidul Comunist din China. Vocea unui balaur roșu, nu că asta este simbolul sau eticheta sau emblema Partidului Comunist și a puterii chineze, balaurul roșu, dar acum vorbim de un alt balaur roșu care este un partid comunist care se naște și schimbă vocea uh, Americii așa cum noi o cunoșteam, fie că suntem de acord sau cu, nu cu astfel de declarație politică, putem totuși observa că simbolul Dragonului Roșu nu? al Imperiului Roman este de fapt amprenta sau de copia la indigo al Dragonului Roșu uh, al Imperiului Chinez. Cartea Apocalipsei ne avertizează că atunci când fiara cu două coarne de miel va schimba registrul vocal și se va adresa lumii ca un balaur, atunci se va încheia istoria oamenilor obosiți de o lume mizerabilă, obosiți de păcat. Aceasta se întâmplă chiar acum, prieteni, în, în direct, chiar în zilele acestor președinți sau în zilele acestor împărați. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeu cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată, care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărăma și va nimici toate celelalte împărății și ea însăși va dăimi veșnic. Dragii mei prieteni, America, care ne-a fost atât de dragă tuturor, renunță la cele mai prețioase valori culturale și educaționale, renunță de fapt la temelia creștină, care era simbolic vorbind părul lui Samson sau cele două coarne de miel. Secretul puterii samsonice a Statelor Unite era Constituția. Știți că puterea lui Samson stătea în părul lui. Nimeni nu știa asta, că puterea Statelor Unite constă în Constituția acesteia. Unul dintre foștii lideri ai Statelor Unite, pe nume Ronald Reagan, făcea o declarație care mi-a atenția la aceste mari schimbări. Noi, oamenii, spunem guvernului ce să facă și nu invers. Noi, oamenii, suntem șoferul, guvernul este mașina și noi decidem unde trebuie să meargă, pe ce rută și cât de repede. Aproape toate Constituțiile lumii sunt documente în care guvernele le spun oamenilor care sunt privilegiile lor. Constituția noastră este un document în care noi oamenii spunem guvernului ce are voie să facă. Noi, oamenii, suntem liberi. De aceea mi s-a părut atât de frumos acest text, atât de extraordinar această declarație, încât m-a impresionat, m-am sim simțit îndemnat să-i pun titlul la împărtășirea câtorva gânduri în această seară să fie sub genericul noi oamenii. Acum înțelegeți, dragii mei prieteni, de ce America a jucat un rol atât de important pentru concluzionarea încheierii ultimului fascicol din istoria planetei Pământ. Atunci când această țară frumoasă Va renunța la ce are mai frumos, își va pierde puterea. Atunci când America renunță la păr, așa cum uh, a renunțat Samson, atunci când America va renunța la Constituție, își va pierde puterea, așa cum și-a pierdut-o și Samson. Știți, o bătrână doamnă respectuasă în urmă cu mulți ani a anticipat tăierea părului Americii, a anticipat pierderea puterii acestui mare Samson la nivel mondial. Țara noastră va repudia fiecare principiu al Constituției sale de guvern, protestant și republican, și va promova propagarea falsurilor și a iluziilor papale. Atunci putem ști că a venit timpul pentru lucrarea minunată sau extraordinară pe care o va face ce rău la sfârșitul uh, zilelor, care este de fapt aproape declarație făcută în 1885 în cartea scrisă Testimonius, volumul 5, pagina 451. În confirmarea la ceea ce spunea această bătrână doamnă în 1885 se alătură săptămâna trecută domnul Elon Musk, care se pare că din motive mai mult sau mai puțin cunoscute n-a participat la forumul de la Davos una dintre cele mai proeminente minți din lumea științifică, dacă vreți punea forumul economic mondial, este un guvern mondial neales care promovează o agendă satanică. Prietenii, dar în acea vreme a acestor împărați

În aceste momente, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate împărățiile și toți împărații și ea însăși va dăinui veșnic. Acum, sigur că în contextul dat, aș vrea să clarific unde stăm cu războiul dintre Ucraina și Rusia. Este o schisoare sau în contextul unei deliberări, John Adams, către Thomas Jefferson. Nu îmi place târzia înviere a iezuiților. Ei, ezuiții, nu au în general acum în Rusia, în corespondență cu ezuiții din SUA, care sunt mai numeroși decât își poate închipui oricine sau lumea. Cu toate acestea, sistemul nostru de libertate religioasă trebuie să le ofere azil. Deci, John Adams știa că datorită acestei Constituții creștine, le poate oferi azil chiar și iezuiților. Va fi o minune, spunea el, dacă nu vor, ne vor testa sever integritatea alegerilor noastre. Acum începem să înțelegem cum se leagă lucrurile, nu? Acum înțelegem cum sau de ce domnul Soros spunea nu înainte de noiembrie 2020 următoarele cuvinte. Alegerile din noiembrie 2020 vor decide soarta lumii. Iar Thomas Jefferson spunea despre compania lui Loyola: Va fi o minune dacă nu ne vor testa sever integritatea alegerilor sau puritatea, dacă vreți, alegerilor noastre. În 2020, soarta lumii a fost decisă nu prin puritatea sau integritatea alegerilor, ci prin alte forme în care, mă rog, se pare că indivizi de genul acesta au fost implicați. Toată lumea vorbește de aceasta. Compania lui Loyola este la conducerea lumii. Să știe toată lumea, dragii mei prieteni. Loyola poate fi trecut în rândurile sfinților. Ceea ce trebuie să se știe este că acești sfinți făcuți de biserică au rezervat doar un trecut. Generația prezentă are un viitor. Scopul lui Dumnezeu de a oferi lumii solia celui de-al treilea înger este să pregătească un popor să-i fie credincios în timpul judecății de cercetare. Dragii mei prieteni, în această seară mi-aș dori să mi invit să ne plecăm capetele și să-i mulțumim Dumnezeu printr-o rugăciune. Iubitul nostru Tată din ceruri, îți mulțumim pentru har, pentru milă, îți mulțumim pentru sufletele minunate care încă se mai zbat și se mai luptă pentru a te câștiga pe tine în inima lor. Tată din ceruri, noi știm că nu avem nici putere, nici autoritate să-ți comandăm să vii să stai în inima noastră, să găzduiești în sufletul nostru, dar noi știm că tu ne iubești. De aceea, în această seară, ne-am dorit foarte mult ca să te rugăm pe tine să atingi fiecare inimă sensibilă, fiecare coardă a conștiinței care în această seară s-a plecat pe genunchi. Avem pe calea undelor frățiori, surioare, mame, tătici, bunici, copii, tineri, bărbați, femei, iubită tată. În numele Domnului Hristos ne lăsăm zdrobiți la piciorul crucii, zdrobiți de frumusețea și de căldura și de candoarea dragostei tale. Avem încredere că ne iubești, avem încredere că ne vei dărui dragostea ta și vei binecuvânta în această seară fiecare inimă rănită, fiecare suflet desnătăl și de Pregătește tu un pașaport pentru ceruri, pentru fiecare dintre noi, nevrănici așa cum suntem. În numele Lui Iisus te-a Amin.